Bine v-am găsit, sunt Valentina Moisei și vă prezint știrile publica.md. Mii de creștini din Moldova sărbătoresc astăzi nașterea Mântuitorului. Sărbătoarea Crăciunului amintește de evenimentul care s-a produs acum mai bine de 2000 de ani. Potrivit Sfintelor Scripturii, Iisus Hristos s-a născut în cetatea Betleemului într-o iesle. În această dimineață, în biserici, este oficiată Sfânta Liturghie. De Crăciun învățăm de la Dumnezeu să facem daruri, iar cele mai de preț pe care ni le-a oferit Domnul sunt iertarea, învierea și mântuirea. În această zi trebuie să fim mai buni și să ne găsim liniștea sufletească. Acesta este mesajul Mitropoliei Basarabiei pentru Enoriași. Regimul de trecere a hotarului administrativ pe Nistru va fi simplificat de sărbători. La o înțelegere prealabilă în această privință s-a ajuns în cadrul negocierilor la Comisia Unificată de Control. Decizia finală va fi luată însă de liderii de la Chișinău și Tiraspol. Copreședinții Comisiei Unificate de Control au declarat că monitorizarea zonei de securitate va continua în regim simplificat și în perioada vacanței de iarnă. Principalul pom de Crăciun al Rusiei a fost instalat în piața Sobornaia din centrul Moscovei. Bradul a fost decorat în stil retro-sovietic. Ghirlandele și jucăriile de epocă au fost create de designeri locali special pentru această ocazie. Locuitorii Moscovei sunt încântați de pomul de Crăciun. Un moș Crăciun uriaș de 27 de metri poate fi admirat la o biserică din orașul indian Bangalore. Organizația care se ocupă de proiect susține că statuia este cea mai înaltă reprezentare a lui Santa Claus din această țară asiatică. Statuia, realizată dintr-o plasă de oțel, gips și lemn, vopsită în alb și roșu, a fost ridicată de o echipă de 35 de muncitori care și-a început activitatea în urmă cu aproape 2 luni. Febra sărbătorilor de Crăciun a ajuns și în cosmos. Echipajul de pe Stația Spațială Internațională a primit cadouri expediate de pe Pământ cu ajutorul unei capsule. Potrivit Agenției Spațiale Roscosmos a Rusiei, dispozitivul cargo a avut la bord o încărcătură de aproape 2500 de kilograme. Astronauții au mai primit alimente, apă, carburanți, echipament și oxigen. Dacă ați fost martorul unei situații interesante ce poate deveni o știre, așteptăm imaginile în secțiunea Știrea de pe publica.md. Mai multe informații și materiale video găsiți pe publica.md. Sărbători fericite!